Și în această zi aș vrea să vă îndemn pe toți cei prezenți în a ne uni și să binecuvântăm cu toți pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Cu fratele Iosif port legătura și de când în când vorbim, ne sfătuim, ne împărtășim bucurii sau înfrângeri, crize, ca oamenii în lucrat. Și la un moment dat am aflat cu bucurie că biserica a hotărât să așeze în slujbă pe fratele Mircea. L-am întrebat atunci când ați rânduit slujba, sărbătoarea, momentul când să se facă această lucrare frumoasă. Și fratele spunea, încă nu era bine stabilit. Zic, uite, noi avem deja o invitație cu grupul de frați să ne întâlnim la Ottawa în 19 decembrie și apoi în 20. Dacă tot venim acolo și ne punem în gând să vă facem o vizită la Montreal, cred că bine ar fi dacă ați alege acea zi. Am fi în aceeași călătorie cum în două misiunile îndeplinite. Fratele zice, mă consult cu frații și vă dau răspunsul. Ulterior, probabil în urma discuției ce ați avut-o dumneavoastră în adunare sau cu bordul din conducere, am primit vestea aceasta că astăzi poate fi această sărbătoare. Sincer, mă bucur că sunt aici cu dumneavoastră. În numele Domnului Iisus vă salutăm pe toți. De partea fraților de la Chișinel, Domnul să vă binecuvinteze și să ne ajute pe toți, oriunde vom fi, să slujim din toată inima Bunului Dumnezeu. Amin. Amin. Îngăduiți să citesc câteva versete. Nu vă deranjați. Eu voi citi din cartea Exod de la capitolul 17 și de la versetul 8 până la versetul 16 stă scris despre înfrângerea lui Amalek. Așa stă scris aici. Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ești de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub cerul. Moise a zis un altar și a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului domnului al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Amin. Amin. Cuvântul acesta care l-am citit ne arată un lucru la nivel de echipă. Și tare frumos este că în orice biserică are o echipă cu care lucrează. Întotdeauna Dumnezeu are oameni chemați în echipă cu răspunderi diferite. Dar atunci când lucrarea e primită ca un întreg, și echipa e spirituală și matură, atunci oamenii pot fi de ajutor în momentele de criză care pot să apară în viața bisericii. După cum ați remarcat, în viața fiecărei familii pot să apară momente de criză, în viața fiecărei biserici pot să apară momente de criză. Domnul ne-ori îngăduie ca să-L vedem pe El lucrând. Dacă toate ar merge cum ne-am dorit noi, probabil viața n-ar avea frumusețea ei. Dar atunci când Domnul îngăduie și criza, și îl vedem prezent, implicându-se în ea, dându-ne biruința, noi toți, ca și Moise, în final, ne îndreptăm spre Domnul cu bucurie, ridicăm mâinile spre El și îl lăudăm că am văzut biruințele Domnului. Și Domnul știe cum suntem noi, cum gândim și cum acționăm. De aceea, uneori, îngăduie criza să facă parte din traseul vieții noastre. Iată-l pe Israel, având destule crize, dar data aceasta am ales un popor care nu-L iubea. Într-un mod murdar și mișeles, a venit să-l bată pe la spate, pentru a-l surprinde. De regulă în frunte mergeau luptătorii, căci obstacole veneau din frunte. Oamenii ceilalți veneau în urmă, iar mai în urmă, oamenii mai în vârstă, femeile cu copilașii, veneau din spate și mergeau la pas cu turma, cum zicea la un moment dat un om al lui Dumnezeu. Eu am să merg din cer la pas cu turma, vom călători împreună felul acesta. Amalek în timp urdan zice, spatele turmei nu e așa de tare. Poate fi lovit. Și putem provoca pierderi însemnate, lovit pe Israel într-un mod neanunțat pe la spate. Dar Domnul Dumnezeu a dat o lumină celui chemat să slujească. Moise a fost omul
pe care Dumnezeu l-a chemat din Egipt, l-a chemat și l-a trimis în Egipt, pe ca o spate pe Israel. El are o lumină. Și în momentul acela simte că biruința lui e biruința unei echipe de care are nevoie. Și Moise s-a îndreptat spre unul din slujitorii lui, care a fost aproape de el în diferite împrejurări. Iosua turna apă pe mâinile lui Moise, Iosua a fost aproape de el și Dumnezeu i-a vorbit despre Iosua că va fi succesorul lui în continuarea procesului de ajungere în Canaan. Și atunci îl cheamă pe Iosua și spune: Iosua, uite-te, noi suntem într-o criză, dar am un plan. Planul care eu l-am în mintea mea. Sigur că Domnul el a descoperit și cu maturitatea și înțelepciunea ce o are, Moise știe să pună planul în funcțiune. Dar am nevoie de tine și nu doar de tine. Tu orientează-te și alege niște bărbați. Nu ne trebuie tot poporul, dar parte din bărbați capabili de luptă, pregătește-i să luptăm cu Amalec. Eu mâine voi sta pe vârful dealului. Voi fi dintr-un loc din care am puterea să observ toată lucrarea. Mă voi așeza deasupra voastră. Voi fi pe vârful dealului. Și de acolo voi vedea cum merg lucrurile. Și uitați-vă dumneavoastră, la un moment dat urcă acolo și nu singur, doi consilieri, doi oameni apropiați, Aron, fratele lui, preot și Hur, sunt alături de Moise. Îl însoțesc pe omul ce are nevoie de sprijin. Și avem patru nivele de oameni implicați în lucrare. Era al cincilea, așteaptă de osgătământul lucrării pe care celelalte patru nivele o vor desfășura. La primul nivel e Moise, omul cu viziunea, omul de pe vârful dealului. Imediat lângă el, la nivelul 2, este Aron și Hur. Aceștia au observat la un moment dat că Moise are nevoie de ajutor. Mâinile îi slăbeau. Puterea lui Moise se consumă. Și-au luat o piatră, au așezat-o acolo și au stat de o parte, unul și de o parte celălalt. Și-au ridicat mâinile lui Moise. Căci au văzut ei ceva special. Când mâinile sunt ridicate, Israel are biruința. Când mâinile sunt coborâte, Israel poate fi înfrânt. Fiind cu Moise pe vârful dealului, au putut vedea cum se înclină taberele în timpul războiului. Și oamenii aceștia, de la nivelul al doilea, își dau seama, noi suntem aici și trebuie să fim partea slujirii. Nu suntem noi Moise. N-avem noi mâinile noastre ridicate în sus. Dar noi ne sprijinim pe ale lui. La nivelul al treilea, Iosua, cel ce are viziunea luptei și alege oamenii pentru slujire. Iar nivelul al patrulea sunt oamenii aleși de Iosua. Cei pe care îi găsește că sunt oameni viteși, capabili să se implice, oameni care țin sabia în mână și vor lupta. Al cincilea nivel. E format din oameni în vârstă, e format din femei, e format din copii. Aceștia așteaptă dezvoltământul. Noi putem muri sau vom putea să continuăm a trăi. Noi vom fi vânduți ca robi pe toată viața sau vom fi liberi și vom gusta promisiunea Domnului de a ajunge în țara care Dumnezeu ne-a vorbit-o. Toți aceștia erau cei mai mulți care așteptau să vadă finalitatea. Se întâmplă și în biserica la fel. Cei mai mulți n-au implicări de cea mai mare valoare, dar un număr de oameni, o echipă care formează lucrarea răspunderii conducerii, trebuie să fie o echipă unită, cu viziune și să recunoască fiecare nivelul la care l-a așezat Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost oameni maturi, putea să spună Iosua să gândească cam așa: Moise, ce-ți pasă ție? Te-ai urcat pe vârful dealului. Tu ești în afara luptei. Tu ești în treaba slăbilor. Tu ești lângă sulice. Pe tine nu te atinge nicio armă. Eu m-am lăsat să lupt aici și eu și cu oamenii de lângă mine suntem predispuși să fim omorâți oricând. Ce-ți pasă ție? Tu ai numai teoria în cap. Ți-ai venit doi și bine găsit de pe deal vă uitați spre noi. Dar Iosua nu gândește așa. Și biruința lui Iosua n-ar fi fost doar prin iscusința lui de lider ce știe războiul și prin îndemânarea oamenilor pe care și-a ales. Oamenii aceștia pot avea biruință. Toate depind una de alta în planul echipei chemate să lucreze. Biruința lor era funcție de mâinile lui Moise. Mâinile lui Moise stau ridicate sau stau coborâte. Funcție de oameni de lângă el. Aron și Hur. Puteau să spunește la oamenii lui Moise: nu mai fi tu așa de mare și te crede tu important în poporul ăsta. Tu vezi că fără noi nu mi-ești un pai? Mă, tu vezi că n-ai valoare. Așa ar fi putut să spună ei. Dar de fapt, mâinile lui
înaintea lui Dumnezeu. Planul luptei, Dumnezeu îl desfășoară lui Moise. Moise primește lumina aceasta, însă are nevoie de oameni maturi, care sunt lângă el. Nu există această frământare și discuție cu acuze sau cu abrogare de merite. Noi suntem importanți, că de noi tăiam noi pe dușmani. Degeaba erați voi pe deal. Sau cine vedea să spună, mă, noi suntem importanți, că mâinile noastre, Moise cu mâinile în sus, aruncă gol, stând lângă el sprijinit și noi am avut biluința. E adevărat, a fost partea biluinței, dar jos în tabără trebuia Iosua și ceilalți viteși să pună mâna pe sabie. Ei trebuiau să măcelărească pe dușmanii lor. Echipa e importantă. Când echipa are visiunea înțelegerii poziției în care Dumnezeu te-a chemat, echipa poate lucra bine. Echipa poate fi distorsionată. Și diavolului îi place întotdeauna să găsească metode de infiltrare și de aducere în necaz acolo unde echipa lucrează bine. Eu mă rog din toată inima la Montreal, prin venirea fratelui Mircea, slujirea de diacon alături de fratele Iosif, care e păstor, și ceilalți frați care mai sunteți implicați în funcție de răspundere, să vă binecuvânte Domnul cu o echipă unită, spirituală și matură. Echipa aceasta va ști să rămână în lucrare și Domnul va da biruința. Nu odată ați auzit pe Duhul Sfânt, și eu de asemenea, și în toate adunările, când Domnul ne-a cerut să ne unim, să rămânem înaintea Lui. Ba, Mântuitorul spunea la un moment dat, în Ioan 13, pe la versetul 35, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. A fost îngăduit în lucrare de foarte bătrână. Și nu aveam 25 de ani încă împliniți când Domnul a rânduit să fiu așezat în slujba de presbiter. Dar atunci am avut lângă mine un frate. Fratele Hosan a cunoscut bine pe fratele Hârtie Constantin de lângă Botoșani, dintr-o localitate se numea Cătăbăreștea. Lângă el și alt păstor am început slujirea. Doi oameni de la care am învățat enorm de mult. Dar vreau să vă spun că întotdeauna când apare lucrător nou, oameni din biserică și dintre cei ce nu i-au privit cu cei mai buni ochi, pe cei deja existenți, se vor alătura, vor veni să-l măgulească, vor veni să spună, de aici înainte de la tine așteptăm mai multe. Tu ești forța proaspătă și nouă. Tu va trebui să faci așa. Tu va trebui să lupți așa. Și în dorința celor oameni de a-i vedea răniți pe cei mai vechi, au încercat să vă folosească pe post de spadă chiar pe mine. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am căzut victimă a celor planuri și le-am putut înțelege de-a lungul timpului. Și au trecut ani. Am ajuns eu într-o zi slujitor principal a unei biserici. Și am avut o echipă la care am participat la așezarea ei în slujire. Și vreau să vă spun că am văzut acolo oameni maturi cu care am putut lucra. Un frate mai în vârstă ca mine, cu aproximativ 20 de ani, poate 30 de ani la vremea aceea, era conducătorul local. Implicat ca păstor, aveam și sarcini la nivelul comunității de Suceava ca vicepreședinte și uneori eram prins în lucrare, ba într-o biserică, ba în alta. Fratele ăsta era presbiterul local și conducătorul local, eu eram păstorul adunării. De câte ori veneam acasă, avea un respect deosebit pentru mine. Și spunea, pentru mine ești un copil. Eu am copii mai mari ca dumneata, dar pentru așezarea în slujbă, dumneata ești păstorul. Azi te ocupi de slujire, cum zici dumneata, așa ceilalți o să facem împreună. Mă uitam la el și l-am iubit, că era un om bătrân cu experiență. Un om care, în sinceritatea lui, când a fost așezat în slujbă, a spus, sunt mai bătrân, viața mi-a dus mai multe experiențe, dar lucrarea nu. Dumneata, ai câțiva ani deja de când faci slujirea pastorală. Dumneata să fii cu noi aici și să învățăm noi de la dumneata. Cu niște oameni cu atâta bun simț și drag, care caută fiecare să respecte pe celălalt. Formez o echipă. Ce ai cu cine înainta? Când am plecat de la Botoșani, din 11 oameni care am avut în comitet, 10 erau ordinați. 5 eram păstori. Eram principal și 4 erau implicați alături de mine. 2 păstori asistenți și 2 păstori în terenul pe care biserica îl deservea ajutând alte biserici. Apoi presbiter și diacon. Și m-am bucurat de echipă. Domnul a rânduit cu 10 ani în urmă să ajung la Chicinel. Aici am găsit alt slujitor. Într-o primă fază n-am fost implicat eu ca să-i așez în slujbă. Dar mai târziu, din țară venind câte un frate deja ordinat, a trebuit să duc în fața bisericii propunerea să-l acceptăm fie ca presbiter, fie ca diacon. Și
anul acesta, prin luna martie, Dumnezeu ne-a dat harul să-l așezăm pe fratele Andrei în slujba de diacon în biserică și a spus cu bucurie și el, mă aude și nu se mândrește că e pocăit. Am câștigat un om cu ajutorul Domnului și ne bucurăm împreună de lucrarea în care Domnul ne-a așezat. Doamne, ce scumpă e echipa când se înțelege rostul. Dar, așa cum oamenii au avut pe mine să mă infiltreze a lucra împotriva celor pe care nu iubeau, la rândul timpului am văzut. I-au încercat pe alții să infiltreze împotriva mea. Și mi-am adus aminte de un cuvânt. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Faptele se întoarce asupra capului. Și pentru că eu am fost sincer și n-am uneltit împotriva celor ce erau mai mari ca mine, Domnul nu m-a lăsat pradă unelitorilor de mai târziu. Dar dacă cumva ajungi să faci lucruri de astea, oricine vei fi, cuvântul Domnului se va împlini. Au fost trei frați pe care am avut la o adunare generală deodată împotriva mea, când am început să păstoresc la Botoșani. Și nu înțelegeam de ce. Omenești au fost prieteni cu ei. Și au fost la alte adunări generale. Și cum eram eu plin de râmdă, le-am făcut prea dese. Am tras concluzia mai târziu, cu o dată pe an, e și atunci mult, când ai adunare generală, dacă oamenii nu-s cuminți. Dar le-am făcut plin de râmdă la trei luni. Și oamenii ăștia de fiecare dată tot erau împotriva mea. Numai nu știam ce vor și ce nu vor. Până când într-o zi, unul dintre ei spune, frate din satul alăturat, construiesc biserica și m-au rugat să mă implic eu și celălalt frate. Dumnezeu, ai ceva împotrivă? Zic, nu am. Știu că frații acești mai puțin au nevoie de ajutor și că trebuie dovadă că sunt de acord cu lucrarea aceasta. Uite, am pe inimă o sumă de bani considerabilă pentru construcția bisericii, să o pun eu. Și am pus-o cu bucurie. Alții au început să râdă, mă. Părsari care au văzut că vreți să plecați de la el, vă dați și bani de bucurie, numai să vă vadă duș. Dar a fost aceasta realitatea. Însă eu am simțit că acolo de ei era nevoie. Și am colaborat pe mai departe cu ei. Și se întoarce unul odată la adunare, îl lasă mă vrea să le cuvânt spre fraților. Vreau să vă spun că al Domnului cuvânt din Obadia e o mare realitate. Cum ai făcut să se va face? Știți? Că noi am fost de pot, eu fratele Bârsan, la toate adunările generale. Și acum stau și mă uit că ne-a dus să ajutăm niște oameni și nu sunt mulți, sunt 30. Dar câțiva dintre ei sunt împotriva noastră la toate adunările generale. Și nu mai știu ce să le fac. Banii am adunat de pe la frați, biserică le-am construit, nu-mi explic ce se întâmplă. Dar mă gândesc că se întâmplă cuvântul ăsta adevărat. Cum ai făcut să se va face? Rog pe fratele să mă ierte ca să înceteze și față de mine această tare de aversiune. Dumnezeu să aibă milă de toți. Și cei ce veți pricepe în vremea aceasta, uniți-vă împreună cu cei chemați să poarte lucrările Domnului. A băgat de vină e foarte simplu. A nu face nimic și a fi pe observatorul ce fac ceilalți e foarte simplu. A face a Domnului lucrare și a te costa pentru ea nu e atât de simplu. Frate Mircea, fii unul din echipă. Unde Domnul te-a așezat, fii credincios poziției tale. La altă vreme Dumnezeu va avea poate mai mult pentru tine. Dar când am dat împreună cu ceilalți frați, slujiți Domnului și Dumnezeu cu echipa ce aveți să dea biruință bisericii de aici, de la Montreal. Și Domnul Dumnezeu pe mine și echipa cu care lucrez cu frații de la Chicinel. Să ne ajute să avem biruință acolo, ca împreună în final să ajungem cu toți moștenitori ai Harului Ceresc. Amin. Amin.